Odată cu recoltarea strugurilor, gospodarii de la țară sunt în căutarea butoaielor în care își vor păstra vinul. Dacă în anii precedenți polobocul de lemn era cel mai solicitat, acum cumpărătorii le preferă pe cele din inox. Comercianții spun că acestea sunt practice și mai ușor de întreținut. La târgul de struguri de vin de pe strada Cărbunarilor din capitală, zeci de gospodari erau în căutare de butoaie. Cu toate că au acasă din lemn, aceștia spun că le preferă pe cele din inox, deoarece sunt mai practice. Dacă cumpăra poamă, trebuie să ai în șal depozitat. Avem de lemn, dar de acum s-au utilizat. E scump, dar dacă trebuie. Un butoi caut. Am un de lemn, dar l-am s-o stricat. Unul intre în la 200 de lemn. Eu am acasă două, dar mă trebuie încă unul. Eu am două, dar n-aș mai cumpăra unul. Într-o cel de lemn țin rachiu. Să fac ca coniac. Deamu ieșe de modă lemnul, deamu. Tot la inox. E ușor de lucrat, mai spalat. Eu mai am. Asta e așa, deamu. Cumpărăm 300 de kg de poamă și facem vină. Vânzătorii spun că cele mai întrebate sunt butoaiele de 20 de litri, acestea având un capac cu presiune care nu permite fermentarea mustului. În complet mai vine și un robinet. 10 litri, de 15 litri și 20 de litri. Începând, omul ar poți să pui vin în trânsul, poate să fie must. Ai băgat must în trânsul dulci, cum ai pus dulci, peste un an, peste doi, tot dulci a scos. Înainte, duc eu cu butoaiele de lemn, era foarte greu. La spălat, la întors, totdeauna cu vecinul, am e foarte ușor. Peste 2-3 ani, majoritatea ori să treacă la butoaiele astea. Prețul unui butoi din inox începe de la 600 de lei și ajunge până la 1400. Prețul oscilează în funcție de volumul și calitatea acestora.